Hai mă, să o luăm. Căprioara i-a sărit în fața unui șofer care conducea o mașină pe un drum din Mehedinți. Afectat de șocul traumatic, animalul nu mai putea merge, așa că șoferul a crezut că are răni grave și a sunat la poliție. Polițiștii au constatat incidentul și au chemat responsabilii fondului de vânătoare, cărora le-au predat căprioara, care a rămas în grija lor peste noapte. Astăzi, în urma unui control amănunțit, s-a constatat că animalul nu are răni grave și se poate întoarce în natură. Cu mai multă atenție am văzut că poate să trăiască, să supraviețuiască și am venit cu ea în teren și i-am dat drumul în teren. Un eveniment cu un final fericit și anume eliberarea unei specii de interes cinegetic căprior femelă, care seara trecută a fost implicată într-un accident rutier și pe care paznicii de vânătoare au preluat-o de la polițiști din cadrul IPJ Mehedinți, iar în urma examinării fizice au constatat că nu are leziuni. Cei de la Asociația Vânătorilor și Pescarilor spun că sunt numeroase cazurile în care animalele sălbatice sfârșesc sub roțile autoturismelor. De cele mai multe ori se termină cu decesul animalelui. Acesta a fost un caz fericit, că nu a fost lovit atât de rău. Căprioara a fost eliberată astăzi pe fondul de vânătoare din apropierea satului Crăguiești.